Been on and off again and again. I don't know which way we're going. No control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this. Can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Talking to you and here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Could go for this, no more tricks. We could take things slow. Say you think about it too. When the love. Neața, neața! Bine ați venit la cafeluță. Astăzi este luni și dăm drumul unui nou vlog săptămânal. Este aproape ora 9. Eu sunt trezită de pe la 6 și ceva când s-a trezit Milada. Am fost deja cursul afară în parc și vreau să mă pun să pregătesc ceva de mâncare. Pentru că la ora 2:20 avem programare la doctorul de familie. Această programare trebuia să fie la 6 săptămâni după naștere, dar ei ne-au programat abia în 6 martie, așa că astăzi merg cu tița la programare. O să îmi facă și mie un control și ei, așa că sper să fie totul în regulă. Și am zis să mă pun să gătesc ceva pentru că vreau să am timp astăzi să intru și în hăinuțele ei, iarăși am o grămadă de hăinuțe care i-au rămas mititele și vreau să-i fac puțină curățenie la ele. S-au amestecat badiurile scurte cu cele lungi, așa că vreau să le pun pe toate în ordine. Am deschețat aici niște piept de pui, l-am scos încă de seară, nu o să-l folosesc pe tot, o să-l pun în punguțe, că mi-e mai ușor așa să-l folosesc. Și am mai scos aici două conserve de ciuperci și o conservă de nougut. Am zis să fac așa scăzut un sos, o să toc o ceapă, usturoi, sos de roșii și lângă o să fac o mămăliguță. Așa, ceva rapid, iar pe seară nu știu ce o să fac. O să văd eu, până atunci mai vedem. Dar da, mă duc și eu imediat sus, că o să se trezească în curând bubulina, să-i dau să pape, iar apoi vreau să pregătesc mâncărica. Și să fac și puțină curățenie. Astăzi fiind luni, simt nevoia să fac puțină curățenie în casă, vreau să aspir, să șterg praful, dar facem oricum treabă împreună. Nu știu la voi, chiar sunt curioasă de unde mă urmăriți, din ce zona țărilor, pentru că la noi nu se simte absolut deloc că a venit primăvara, îmi dau seama doar că o să vină în curând, pentru că sunt copacii pe jumătate înfloriți, sunt narcisele înflorite prin parc, ghiocei am văzut iarăși, dar în rest nu. În rest e o zi de toamnă în toată regula, plouă în continuu, este vreme mohorâtă, așa că da, pe mine mă influențează foarte mult vreme, deși tot timpul încerc să nu mă las influențată de vreme, dar nu tot timpul îmi iese, așa că da, chiar sunt curioasă cum este vremea la voi, dacă a venit primăvara la voi sau nu. Eu vă las, mă duc la bubulina mea sus și noi ne auzim mai încolo. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do.
Gata, am pus și eu repede pe pica la foc, am tăiat pieptul de pui așa, bucăți mai mari, am vrut să fie așa. Am pus ciupercile, toate cele și acum trebuie doar să o las să fiarbă. Până se termină mâncărica mea care este pe aragaz și se termină și tura de haine pe care am băgat-o în mașina de spălat, sper că nu vă deranjează mașina de spălat, se aude puțin pe fundal. Vreau neapărat să șterg zona aceea de praf, să dau toate cărțile la o parte. Cred că o să și mut din ele, pentru că eu tot timpul mă plictisesc de ele când stau prea mult într-un loc. O să dau și toate lucrurile de aici la o parte, să le șterg și pe acestea și să fac câtă treabă pot până o să plec cu Milada la doctor. Așa că vă las și mă pun să șterg acolo. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Can give me the keys to your heart, baby. All I need is you.
duc toate florile acestea în bucătărie, pentru că la acestea roz vreau neapărat să le scot de acolo, să le schimb apa, chiar dacă este frumos așa învelișul, vreau să le schimb apa ca să reziste mai mult, sunt foarte frumoase. Aici iarăși trebuie să văd că unele dintre ele s-au uscat, altele încă sunt ok. Milăduța mi-a în somn. Și aici la fel, să le schimb apa și să le mai strâng, să le pun doar în două vaze. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Haideți că nu am apucat deloc să vorbesc cu voi, că am plecat de acasă rapid, m-am luat cu treaba prin casă și nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Am pregătit fetița și acum mergem la medicul de familie. Sunt tare curioasă ce o să zică, ce o să facem, habar n-am. Trebuie doar să mai fac curat la hăinuțe, acolo chiar nu am apucat să fac, dar fac eu când mă întorc acasă, că o să am timp. Important e să rezolvăm la medic, să fie totul în regulă, să fie bebelina bine și da, cam atât. Vă iau cu noi oricum să vedem dacă reușesc să filmez ceva. Dacă nu, vă povestesc eu acasica oricum. M-am întors și eu acasă de la doctor. Noi dacă am ratat data trecută când trebuiau să vină cei de la Health Visitor, am ratat vizita lor pentru că o trebuie să plecăm de acasă. Nu am știut că astăzi o să-i facă vaccin fetei. Și mi-am luat panică că am ajuns acolo, eu știam că o să fie un control normal, controlul de 8 săptămâni, cred că nu de 6, cred că am zis eu greșit prima dată. Mie nu mi-a făcut absolut nimic, doar pe fată a controlat-o. Și mi-a zis de data asistenta, vezi că o să plângă și eram, de ce să plâng? Adică eu n-am știut că o să-i facă vaccinul, i-a făcut vaccinul în picior și da, acum sunt și eu așa puțin întoarsă, că a plâns foarte tare, mititic, așa durut o tare, acum s-a liniștit. Am fost și la farmacie de i-am luat Calpol, cred că se numește, pentru infant, de la 2 luni plus și mi-a spus domnul doctor să-i dau 2,5 ml când ajung acasă direct și dacă mai e nevoie să-i dau între 4 și 6 ore.
e posibil să facă febră, că astea sunt urmările vaccinului, dar m-am speriat tare și mi-am luat panică că n-am știut că să fie vaccinul. Și sunt convinsă că mai am mămici care sunt acolo în același sentiment cu bebelușii. Dar da, chiar sunt puțin întoarsă pentru că o văd că este foarte moleșită. Și acum a dormit. Sper să fie din suflet. Sper din suflet să fie bine. Data trecută la vaccinul pe care l-a făcut în mână. Cred că da, în mână i-a făcut. Ea nu ne-a făcut deloc febră, a fost totul în regulă. Am mai avut ea dureri, dar noi, na, ea având și colici, n-am știut dacă sunt din cauza colicilor sau sunt urmările vaccinului. Așa că sper din suflet să fie bine mititica noastră. Până doarme mititica mea, că am pus-o aici pe canapea, am pus-o pe o pătură, că am spălat astăzi lenjeria de la Baby Nest și trebuie să o pun, că am pus-o pe calorifer, sigur s-a uscat, să o pun pe Baby Nest, să-i pun Baby Nest-ul pe canapea, dar momentan doarme pe canapea. Am zis să mă apuc aici să fac curățenie la condimentele astea până doarme ea și sunt aici lângă ea. Pentru că tot timpul când fac de mâncare le pun alandala și o harababura totală acolo la ele. Așa că da, vreau să organizez puțin aici în bucătărie la condimente. Cam așa arată, v-am spus, este dezastru. O să le dau pe toate jos, o să șterg și o să le pun pe fiecare la locul lor organizate. Să știu de unde iau și ar fi bine să le pun înapoi exact de unde le iau ca să nu mai fac dezastrul care este acum. Ce aici e de mititica mea? Care a adormit. Puiul meu frumos. Dragilor, eu o să închid acest vlog aici, nu mai intru astăzi și în hăinuțele fetiței, pentru că prefer să stau cu ea, o să mă pun lângă ea și mă apuc să editez acest vlog ca să ajungă la voi astăzi. O să am eu timp mâine, oricum trebuie să scot din dulap toate badiurile care îi sunt mari și vreau să fac și curățenie mai amănunțită acolo, așa că dacă nu am starea necesară, nu vreau să mă apuc pentru că o să le fac numai așa pe grabă și nu o să fiu mulțumită de rezultat. Eu o să închid acest vlog aici, sper din suflet că v-a plăcut să vă petreceți încă o zi alături de noi. În descriere îmi găsiți Instagram-ul, dacă vreți să vedeți mai multe pozici, story-uri, ne găsiți acolo. Eu vă pupăcesc tare tare, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați canalului pentru a vă apărea tot timpul vlogurile mele, iar noi ne revedem în următorul vlog. Pupici!